Salutare din nou! Bă, bine vă regăsesc după, că să fie vreo două săptămâni, trei, de când am pus primul clip în care apar eu pe canalul meu de YouTube, Locuri abandonate sau nu, din România. Și am zis, mă, azi dacă tot am un pic de timp liber, am rămas acasă, am zis, hai să mai scot un pic așa din sertar, încă o povestioară drăguțică, haioasă, ceva de genul acesta, de acu câțiva ani, de când mi-am început eu șirul de călătorii, vizite prin diverse locuri din zona Transilvaniei. Cum vă spuneam data trecută, punctul meu de plecare a fost de la Cârța și nu s-a oprit aici. Am și spus data trecută că vizitele mele nu s-au oprit, culmea, au continuat și către alte locuri de poveste. Pentru că, repet, zona Transilvaniei, cu riscul că mi-atrag anumite antipatii, nu pot să nu precizez, chiar este tărâm de poveste. Și mi-am adus aminte, așa, scormonind un pic prin sertărașul meu cu amintiri, de un drum pe care cred că n-am să-l uit niciodată. Drumul făcut până la Viscri, a doua localitate pe care am vizitat-o. Deci după Cârța a urmat Viscri. Am aflat de ea de la o doamnă foarte drăguță din Făgăraș, care știa că am început să fiu pasionată de astfel de locuri și mi-a dat o sugestie. Zice, mă, dacă tot ai început să te plimbi, uite, îți recomand să mergi la Viscri. E un sat extraordinar de frumos, are biserică fortificată, are niște case vechi deosebite. Cu siguranță știți, inclusiv prințul Charles are acolo o moșie. Da, prințul Charles are moșie la Viscri. Cred că știi și tu chestia asta, e ultra cunoscută. Și, mă, ca să zic să nu mai lungesc, nu vreau să vă mai plictisesc cu prea multe detalii, că data trecută că mi s-a tras atenția un pic, că intru prea mult în detalii care poate nu și-au rostul. Păi, ce să vă zic, era weekend, ca de fiecare dată, 2011, îmi terminasem programul la serviciu, era sâmbătă, dacă nu mă înșel, cred că duminică, am fost că în general duminica vizitam locurile, mergeam așa câte ceva, deci la mine era albumul și weekendul, sau invers, weekendul și albumul, și am zis, mă, dacă tot am primit această recomandare, mă, hai să mergem să vedem ce e acolo, până la urmă, pentru că în satele din zona Transilvaniei te duci pentru ceva anume, dar până să ajungi în acel loc, mai găsești și altceva de vizitat, inclusiv în zonele din împrejurime, adică până ajungi tu la locul pe care ți l-ai pus în minte, ai ocazia să mai vezi o mulțime de alte locuri frumoase. Bineînțeles, ne-am pregătit strictul necesar, o apă, un pic de mâncare, ceva, o geacă mai groasă în cazul în care s-ar fi anunțat vremea nu foarte prietenoasă. Cei care mergeți pe două roți știți foarte bine, mereu trebuie să stați cu ochii pe cer, nu pe buletinul meteo. Și ne-am urcat noi frumos așa pe două roți. În anul acela eram pasageră pe o motocicletă rusească modificată. Nu știu cum am ajuns până acolo, pentru că modul la care era modificată acea motocicletă, clar, nu era pentru drumul de țară, dar am zis, bă, hai să riscăm pe asta, hai să mergem. Bă, și am pornit noi așa frumos pe drumul de la Șoarj, unde se face o bifurcație către Rupea, deci cam asta e traseul din Făgăraș, precizez. Deci din Făgăraș este o zonă de-a lui Galațiului, se parcurge acea zonă și după aceea urmează traseul care duce fie către Rupea, fie către Viscri, fie către Șoarj. Și la un moment dat am început așa să tot văd anumite locuri și mă tot gândeam, mă, zic, timp e destul, hai să mai facem așa câte o pauză, să mai vedem și turnul ăla, pentru că mă obișnuisem. Cum vedeam câte ceva dintre copaci, stop, văd un turn, hai acolo. Și
Până am ajuns noi la locul propriu-zis, am mai vizitat câteva biserici din ăsta fortificate, drept pe fugă, dar ulterior am reluat acel traseu și le-am putut vedea mai în detaliu. Cum spuneam, nu o mai lungesc prea mult, fiindcă mergeam noi frumos așa pe drum, bineînțeles, cu inconvenientele de rigoare, gropi, denivelări, toate cele, la un moment dat nu știai ce să lași, nu știai ce să iei în plin, deci cam așa arăta drumul și... Scuze, îți faci și tu berea. Ok. O vrei tu pasta la sticlă? Pentru că poți că stai deja. Păi da, am zis că vreau să fac așa o diferență între ele, chiar dacă episodul nu are ca subiect berea, dar vorbește. Am zis, mai hai să fie. Și la un moment dat ajung în zona cu indicator, era undeva pe stânga, o chestie veche, abia se vedea, scris din ăla vechi, ruginit, vai de el, viscri. Scria 9 km de drum de țară, chiar așa e, dacă mi-aduc bine aminte. Acum, nu știu să vă spun cum o mai fi acel indicator, probabil s-a mai schimbat, s-au mai îmbunătățit lucrurile între timp. 9 km de drum de țară, din acela neasfaltat, dar foarte bătătorit. Și, bineînțeles, am continuat, mergeam noi așa, târgâdâm, se simțeau toate denivelările posibile. Am zis la un moment dat, dacă mai am ficați în momentul în care opresc, unde am de ajuns, înseamnă că am încheiat cu bine drumul pe ziua de azi. La un moment dat au trecut niște străini, deci ca să vedeți un pic starea drumurilor din acea zonă, cum era atunci, erau cu o mașinuță de teren și în momentul în care au ajuns în localitate, au parcat-o undeva la margine și au urcat pe jos. Pentru că drumul ăla, deși pare practicabil, simți absolut toate pietricelele și toate gropile și toate chestiile existente. Ce să vă zic, peisajul foarte frumos, pentru că vă spuneam, nu doar locul în sine, cât și ceea ce este înainte, merită admirat. Eu, bineînțeles, mergeam cu viziera ridicată, nu mai zic, am înghițit muște, praf, libelule, tot felul de insecte de-astea minunate. Dar, într-un final, am ajuns și la vestita fortificație de la Viscri și am zis, dacă oamenii respectivi și-au lăsat mașina undeva jos, e clar că mai încolo n-ai cum să mai urci decât pe jos, la pas, așa, frumos, știți voi, mersul pe jos face piciorul frumos. Ce să zic, în momentul în care m-am dat jos din... șaua motocicletei, de pe locul din spate, precizez, eram simplu pasager, nu conducător, pentru că, deși poate îmi place, nu mă văd conducând niciun fel de vehicul. În momentul când m-am dat jos, eram exact ca în filmele western, deci crede-mă, eram, așa erau picioarele mele și nu mai simțeam nici ficat, nici stomac, nici coloană, nu mai zic praful, uite așa îl dădeam deoparte. De pe geacă, de pe cizme, casca, viziera, nu mai zic în ce hal arătau. Aici te cred, dar faza cu insectele înghițite nu o cred. Ba da, pentru că dacă zboară insecte, din direct în moacă, da, am înghițit câteva muște. Deci am înghițit câteva muște. Deci bine, erau din alea micuțe, dar se simțeau și e foarte neplăcut. Pentru cine nu cunoaște, pot să spun eu, e foarte neplăcut să-ți intre tot felul de chestii în gură, în ochi, în urechi, dacă ai bafta între ghilimele să mai dai decât o albină, decât ceva. Dar le scui, mă, nu le înghiți. Dar nu puteam să scui, că eram cu casca, porțiunea aia pe bot, cumva, nu puteam să scui. Adică ai mâncat insecte? Da. Deci am înghițit insecte. Nu. Ar fi însemnat să scui până cască, cumva, dacă aș fi făcut așa, înțelegi? Deci cam așa a decurs operațiunea. Musca, insecta, libelula, etc. la, înțelegi? Deci asta e o parte mai puțin plăcută, să zic așa, călătorie. Greu de crezut așa ceva. Ai mers vreodată pe motocicletă? Ca pasager? Nu. Nu. Eu am mers. Am mers destul și pot să-ți confirm că e adevărat. Mă, și
ce să zic, am ajuns acolo, bineînțeles, un peisaj foarte frumos, atmosfera aceea primitoare pe care o au în general statele din zona Transilvaniei. E adevărat, destul de pustiu când am ajuns. Bine, în general, oamenii din zonele astea își cam văd de treaba lor, adică nu prea vezi stând pe băncuță la poartă cu croșetă, cu semințe, cu chestii din astea. Au alte activități, cred. Și am urcat așa încet, încet. Am început, bineînțeles, să admir ce vedeam acolo. Din nefericire, nu dispuneam de jucărele foto prea wow. Atunci ne-am descurcat cu niște telefoane vai de ele, dar măcar am făcut niște poze, cred că le mai am și acum rătăcite pe undeva printr-un fișier sau chiar și pe Facebook, cred că am postat una sau două la albumele mai vechi. Ce să vă zic, fortificația e foarte interesantă. Ce mi-a plăcut foarte mult, treaba asta cu turnul slăninilor. Deci, în orice zonă v-ați duce, unde există biserici fortificate, există acel turn al slăninilor, unde, într-adevăr, pe vremuri, locuitorii își țineau slănina, crnații și toate acele preparate de casă. Și culmea, unele dintre ele încă mai păstrează mirosul ăla. Deci, poate îți vine greu să crezi. Dacă intri într-un turn din ăsta, unde au stat slănini, există acel iz, un pic afumat. Așa, gândește-te că miroși un whisky afumat, știi? Un arbeg, o chestie din aia așa. Chiar așa mirosea turnul slăninilor. Mirosea arbeg. Acum fac așa o legătură și îmi dau seama, mă tot întreba, mă, cu ce naiba pot eu să asociez mirosul ăla? E, uite, acum am cu ce să-l asociez. Mă gândesc la Arbeg și la turnul slăninilor. Dacă mai rețin, cred că era pus acolo, bine, cred că era făcută din ceva care imită slănina, era o bucățică atârnată undeva de un cârlig. N-am stat, deși era un fel de ghid acolo, am zis, mă, hai că nu stau neapărat să ascult povestioare, prefer să studiez eu locul în sine. Bineînțeles, fortificație tipică zonei Transilvaniei, de dimensiuni destul de mari, să zic așa. Bineînțeles, ele fiind folosite pe post de adăposturi în vremea de asediu, deci foarte mulți, dacă ai citit, se refugiau în bisericile cetate. Știți că îți povesteam și de biserica de la Cincu. A funcționat inclusiv ca loc ceva pe vremea când a fost ciuma, am înțeles. Fortificat. Da. Se cunoște în titlu. Da, da, da. Nu, că mulți cred că acolo era doar o biserică, cea mai mare din sat, unde se oficiau slujbe și avea niște ziduri de apărare. E, zona aia... Trebuie să fie și eficient. Exact. El a fost construit strategic până la urmă. Pe un fel de colină, zonă mai înaltă decât restul. Peste tot pe unde m-am dus, ele sunt cumva pe deal, dacă te uiți mai de jos, așa le vezi înălțate, cumva. Știi că primul pe care îl vezi e turnul. Înainte să ajungi în oricare loc de genul ăsta, e turnul. Și când mergi, vezi exact unde e poziționată. E mai pe deal, cumva. Și revin la drum, bă, deși încă nu-mi revenisem, picioarele încă se simțeau ca în filmele western, că am zis la un moment dat când am luat loc, zic, în sfârșit împreună, dacă știți bancul, era un banc un pic mai de ochiat așa cu în sfârșit împreună, mă rog, nu intru în detalii, că nu spunem bancuri, nu astăzi, cel puțin. Băi, și cred că am stat pe acolo vreo oră, o oră jumate. Dacă am zis că nu ne fi nici cu grup de turiști, grup organizat, mă, să vizităm așa pe cont propriu. În interior nu am intrat, dar am reușit să urc în turn. Am eu plăcerea asta să urc în turnuri
de biserici fortificate, pe unde am fost, am urcat în turn. E adevărat, într-unele se urcă mai ușor, în altele se urcă mai greu, în funcție de starea care se află la momentul actual. Unele sunt un pic mai dărăpânate, scările nu sunt neapărat foarte sigure, dar un pic de sport extrem, așa pot să zic că merită. Doar atât, să te îmbraci corespunzător, nu faceți ca mine, că în alt an, mi-aduc aminte, m-am îmbrăcat cu fustă, m-am dus pregătită de poze, nu știam în ce stadiu e construcția respectivă, m-am îmbrăcat ca de poze, ajung acolo, tata trebuia să ai pantaloni, Adidas, echipament sportiv. Nu, eu mă duc să sunt îmbrăcată ca pentru poze, mă, dar până la urmă am urcat. M-am ambiționat și am zis, mă, dacă tot am ajuns până aici, hai să urc, știi, să nu... Și, bineînțeles, după ce am stat pe acolo, mi-am adus eu aminte că pe parcursul drumului mai văzusem așa câteva turnuri și zic, dacă tot ne întoarcem pe aceeași rută, mă gândesc că avem timp să și vedem un pic din celelalte zone. Bineînțeles, am rătăcit drumul la un moment dat și în loc să mergem înapoi către Făgăraș, am mers către Rupea și am dat așa un ocol de zile, mai pur și simplu am învârtit în cerc atunci. Deci vedeam că am pornit dintr-un punct și cred că de vreo 2-3 ori asta a fost mișcarea. Pur și simplu în cerc până am luat la ochi indicatorul care trebuia să mă ducă pe drumul corect. Bineînțeles, am mers tot pe acel drum de 9 km, drum bătătorit, cu nisip, cu praf, am reluat povestea cu cizmele pline de praf, geaca, casca plină de insecte. Din fericire, n-am mai înghițit muște și alte chestii la întoarcere, că între timp se mai înserase un pic și am impresia că muștelor nu prea le place pe înserat. Ele sunt așa mai diurne, mai matinale, mai de prânz, nu știu cum să le zic. Pentru că nu am mai înghițit muște la întoarcere. Deci un pic a fost așa mai comod, dar bineînțeles, vechea mea vorbă, văd un turn. Hai și acolo, așa, măcar pe fugă, să vedem ce-i cu el. Ceva care mi-a tras atenția în mod deosebit la întoarcere a fost turnul bisericii fortificate din localitatea Jibert. Nu știu, poate și peisajul de atunci mi-a adus aminte de coperta uneia dintre cărțile mele de suflet, ediția a doua, Monstru din Prag, al lui Lovecraft. Deci e una dintre cărțile pe care și acum o recitesc cu mare drag și retrăiesc secundă cu secundă alături de personaje. Coperta ei și peisajul pe care l-aveam în fața ochilor cumva se potriveau ca o mănușă, așa am zis, e clar, trebuie să revin și în locul ăsta. Fie că reușesc să intru înăuntru, fie că îl văd doar pe din afară, ceva mă cheamă. Zice, hai, vino să mă vezi, vino să mă vezi și pe mine. Știi, cam așa era. Ți-am zis că eu mă leg foarte mult de chestiile de genul ăsta, știi, mi-aduc aminte. Băi, parcă am citit în cartea aia, parcă asta mi-aduce aminte de altceva. Ți-am zis că și cu Racoșul, la fel a fost. Toate Monstrul din Prag citisem, la un moment dat era o chestie acolo, cu vrăjitorul că a făcut un drum în zona Transilvaniei la Racoș. Măi, și m-a râcuit chestia asta atât de mult încât am zis, eu trebuie să ajung acolo. Despre drumul la Racoș am să vă povestesc într-un alt episod, tot așa, un fel de sertăraș cu amintiri, redeschis, pentru că sunt anumite chestii care mi-au plăcut foarte mult și e păcat să nu le povestesc așa, Cât mă pricep eu să povestesc în fața camerei, pentru că vă spun sincer, nu prea îmi place să vorbesc, îmi place mai mult să dau cu pixul, cu tastele. Ție ți-am spus treaba asta și ai văzut și tu că nu prea îmi place să stau în fața camerei. Și cum spuneam, am pornit pe drumul spre casă și ne-am mai oprit așa să mai vedem din fugă câteva locuri și dățile următoare
le-am păstrat eu cumva așa undeva magazinate și am zis hai să le luăm așa încet, încet, pas cu pas și să le redescopăr măcar în poze așa câte puțin. Păi mă, ce să zic, cam asta a fost episodul de astăzi, făcut așa pe fugă, că am spus și într-o descriere, parcă nu... N-am vreo temă făcută înainte, vreun text, vreo regie, vreo tăiere, episodul așa cum îl filmez, așa îl și pun pe canal, pentru că nu stau la detalii din astea care nu... Eu, sincer, nu le văd rostul, pentru că nu sunt discuții de alea ultra serioase, academice, unde trebuie să păstrezi doar anumite informații, doar anumite imagini. Mie îmi place să-l pun așa, așa cum e, spontan, natural, să-i zic, în limita bunului simț, cât pot să fiu de degajată și de naturală în momentul în care vorbesc. Am zis, băi, nici măcar cu o gură, două de bere, parcă tot nu... Nu, mi-am dat drumul la discurs. Asta e. Păi dacă nu bei? Nu mai, am băut un pic, la început. Nu, nu bei tu ca persoană. A, da, ai dreptate. Bă, am și fumat o țigară înainte, am și luat câteva guri de brânz, că doar mai prind un pic de curat, dar până la urmă tot cum vreau eu povestesc. Că trec de la una la alta, că mă absens pe subiect. Te ustură ochii. Nu mă ustură. Dar nu are o problemă cu lentilele de contact. Nu le suportă sub nicio formă și de fiecare dată când vede că îmi pun așa ceva, face mișto de mine în ultimul hal. Oare de ce? Zici că vrei să pară naturală și îi spui lentilele. Da, mă, dar ochii n-au treabă cu... Da. Mă refer la discurs. Ai înțeles? Ok. Bine. Măi, cam atât a fost episodul ăsta de azi. Tot așa pe fugă. Am profitat un pic de timpul meu liber. Ne mai vedem la viitoarele explorări prin București, pe lângă București, cu filmări, cu poze, eventual mai și povestim un pic despre locurile văzute. Ce să vă zic, dacă, nu știu, canalul ăsta, dacă pot să-i zic așa, reprezintă un pic de interes, puteți să urmăriți acolo postările mele, dacă vă plac. Sau dacă nu vă plac... Sunt frumoase filmările alea, filmulețe. A, ultimele, da, că am fost eu și am... Eu, sincer să fiu, chiar dacă nu mai fi... Nu te-aș cunoaște mașa bună la tine. Adică... Mi se pare interesant. Bine, unele sunt mai scurtuțe, ai văzut, că-s doar așa momente ce am prins eu din casa nu știu care, camera verde, scara de lemn... Țuica de puf, aică. Deci ai văzut episodul cu... Mă rog, episodul, filmarea aia cu... Despre țuica de puf. La astea cu casa unde ai filmat. Casa universitarilor, da. Cred că, na, o să mai povestim despre locul ăsta și la un episod următor. Am fost acum de curând aici în București, am vizitat ceva, dar nu vă mai dau mai multe detalii. Am postat câteva filmulețe scurte despre acel loc. Ce să vă zic, până data viitoare, la următoarea expediție, explorare, vizită, spuneți cum vreți sau cum puteți, v-am salutat. Îi salut și pe prietenii și colegii mei de drum, să zic așa. Băi, weekendul ăsta sper să ne vedem la o nouă vizită. Căutăm, ceva tot găsim. Și dacă mergem așa un pic la pas, cu siguranță tot ne sare în ochi ceva. Pa, pa!